Dacă situația manualelor școlare în ceea ce îi privește pe elevii înscriși în învățământul obligatoriu, respectiv de la cei de clasă pregătitoare până la cei de clasa a 10-a, este una bună, nu același lucru îl putem spune și despre liceenii aflați în ani terminali. Pentru ei, Ministerul Educației nu a distribuit manuale gratuite și în aceste condiții tinerii sunt obligați să facă rost de cărți. Vestea bună este că pentru un număr redus de manuale, aceștia își vor putea recupera banii. Pentru elevii de clasa 11 și a 12, care în acest moment nu mai sunt în învățământ obligatoriu, Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării Științifice, au demarat un proiect referitor la acordarea de sprijin financiar pentru achiziționarea de manuale. Prin urmare, acei elevi, nu există obligativitate, acei elevi care doresc să-și achiziționeze manuale în valoare de 55 de lei pentru fiecare elev, evident, poți face acest lucru și în baza achitanțelor de achiziționare a acestor manuale, banii vor fi decontați. Condiția esențială pentru decontare este prezentarea chitanțelor la Secretariatul Școlii și încadrarea în termenul impus de minister. Aceste chitanțe, aceste facturi de achiziționare a manualelor să fie depuse până și plățile să fie efectuate până la 31 decembrie. Însă cei 55 de lei nu sunt nici pe departe suficienți pentru achiziționarea manualelor, în condițiile în care prețul unei cărți de limba română variază în funcție de editură între 18 și 23 de lei, istoria nu poate fi cumpărată cu mai puțin de 22 de lei, la fel și fizica sau chimia. Un licean își poate cumpăra cel mult 3 manuale. Pentru restul, elevii claselor a 11-a și a 12-a vor suporta cheltuielile sau pot apela la colegii mai mari care, poate, le vor vinde la jumătate de preț.